Știi, covrigii aceia calzi, crocanți și în același timp moi în interior? Am să te învăț cum să faci astfel de covrigi. Urmărește până la capăt această rețetă și ai să înveți și tu cum să o faci. Și pentru această rețetă vom avea nevoie de 500 de grame de făină de grâu, 300 de mililitri de apă caldă, o linguriță și jumătate de drojdie, o linguriță de sare, o linguriță de zahăr, iar din toate aceste ingrediente vom frământa un aluat cu ajutorul robotului sau cu mâna. După ce am frământat bine aluatul, îl stropim cu puțin ulei pentru a nu se lega de pereții vasului, apoi lăsăm la dospit câteva zeci de minute. Separat, într-o oală cât mai largă, vom pregăti 4 litri de apă. Aceasta o punem la fiert, căci vom opări covrigii în apa clocotită. Aluatul îl împărțim în 10 bucăți cât mai egale și formăm covrigii în forma dorită. Eu am făcut și câteva forme de inimioare pentru că astăzi este o zi mai specială. Formele se pun în apa clocotită pentru 2 minute fiecare covrigel. Nu ne facem griji dacă formele se rup în oala cu apă. Odată ce le-am transferat în tava de copt, vom putea relipi aceste forme cu ușurință. Separat vom bate un ou pentru a unge covrigii. După aceea, băgăm totul la cuptor pentru 15-20 de minute la 180 de grade. Și gata! Covrigii noștri sunt gata! Covrigii trebuie împărțiți! Facem schimb! Eu vă dau covrigi și voi îmi dați eduți. Nu o să dăm eduți, dar ne dați tu covrigi. Oh! O, ce drăguță este! Uite, iubire! Gata, iubire! Vai, ce disperată ești!